Inflația, vedeți dumneavoastră, suntem la un maxim înregistrat în ultimii 4 ani de zile, la septembrie, de exemplu, 1,8%, în creștere cu 0,5 puncte procentuale față de luna precedentă de august, când am consemnat 1,3%. Analiștii economici și financiari estimează iarăși o inflație la 2017 de peste 2%, chiar unii mai pesimiști ar merge spre un 2,5%. Vedeți, aceste deficite ca urmare a necolectării veniturilor bugetare mai obligă executivul la o altă măsură care are costuri, și anume la împrumuturi. România iarăși e favorizată comparativ cu toate celelalte 27 de state membre ale Uniunii Europene, și anume avem cel mai mic grad de îndatorare raportat la PIB, 38% gradul de îndatorare a datoriei externe a României raportat la PIB, un 38%, după cum spuneam, media la nivel celor 28 de state e de un 81%. Și atunci, executivul, indiferent care ar fi culoarea lui, are acest buffer, această rezervă la dispoziție de a se împrumuta. Trezorierul șef din Ministerul Finanțelor, Ștefan Nanu, chiar spunea cu multă inocență și candoare în februarie, pe 17 februarie, că România, ca să acopere aceste deficite, se va împrumuta cu 50 de miliarde de lei de pe piața internă și cu un 3,7 miliarde de euro de pe piețele externe. Vedeți că lucrul ăsta îl facem fiecare săptămână. Sunt pe bandă titluri de stat cu maturitate un an, 2 ani de zile sau chiar mai scurtă, 3, 6, 9 luni de zile. Această foamete de bani a bugetului și a executivului este speculată deja de bănci, că de aici așa se explică și roborul, pentru că nu mai există lichiditate în piață. Mai ales anul ăsta s-a văzut și prin această politică hrăpăreață a statului de a duce cât mai mulți bani la buget, prin această politică a dividendului. Într-o primă, dar ca să închei ideea cu împrumuturile, am început anul 2017 cu o medie de 3,23 la titluri de stat, o medie a dobânzii de 3,23, suntem la un 3,80, iarăși este foarte probabil să ajungem la 4 puncte procentuale. Cost pe toate aceste împrumuturi, fie din intern, fie din afară. Dădeam un exemplu, acum 3 săptămâni, Ungaria, atât de controversatului, de anti-europeanului, de anti-occidentalului, Orban, era să spun Putin, dar până la urmă este o strânsă relație de prietenie între cei doi. Cât este de criticat Orban, Victor Orban, premierul Ungariei, totuși Ungaria se bucură de mult mai multă încredere, de mult mai multă favorabilitate decât România pe piețele internaționale. În urmă cu 3 săptămâni, Ungaria a emis niște titluri de stat de 15 miliarde de forinți cu maturitate la 3 luni. A fost o suprasubscriere de 49 de miliarde de forinți, iar dobânda care a dat-o Ungaria n-a fost cu plus, a fost cu minus. Minus 0,2%. Cu alte cuvinte, investitorii străini peste 3 luni de zile nu vor lua 15 miliarde 100 de milioane, ci vor lua 14,9 miliarde de forinți, nu 15,1 miliarde de forinți. Iată că Ungaria, atât de blamată, reușește să se împrumute de pe piețele internaționale cu dobânzi negative. Cu alte cuvinte, investitorii plătesc Ungaria ca să o împrumute, pe când România, ați văzut de la începutul anului, de la 3,23 până la 3,80 spre 4%, plătește un cost din ce în ce mai mare la aceste împrumuturi. Sigur, și datoria externă a României a avut o evoluție galopantă, în special după momentul integrării, și aici este paradoxal, în cei 10 ani de integrare, în care totuși au venit mulți bani în România, doar contribuții din fonduri europene au venit un 27 de miliarde de euro, chiar dacă și noi, sigur, dăm acel 1% din PIB contribuție la Uniunea Europeană, a însemnat un 13 miliarde, 13,8 mai exact, contribuția României, dar în egală măsură au venit 40,8 miliarde de euro și soldul este cu plus în dreptul României, 27 de miliarde de euro fonduri europene. La fel, mai vorbim de căpșunari.
În jur de 50 de miliarde de euro a venit în cei 10 ani de integrare și sigur un sold iarăși al ISD-urilor, investițiilor străine directe de 34 de miliarde de euro în cei 10 ani. Cu toate astea, vedeți, România a simțit nevoia să se împrumute și mai mult. Sigur, noi trebuie să mergem la izvoare. În 90, România era singura țară din Europa, probabil singura țară din lume și probabil de aia și unii au plătit cu viața, care avea zero datorii externe. Mai mult decât atât, România în 89 avea 3,2 miliarde de dolari creanțe la peste 20 de țări, în special din țările arabe, Asia, Africa. Economia are o anumită ciclicitate, ca în Biblie, 7 ani de recolte bogate, de grâne, 7 ani de secetă, de sărăcie. Cei care au pus deoparte în cămară sace cu grâne și în cei 7 ani de secetă și de foame au avut din ce să-și rănească poporul. Cei care au mâncat totul, au risipit, sigur că au avut probleme. La fel e și în economia de astăzi, vorbim de acea ciclicitate. Pe principiu, omul gospodar își face vara sanii și iarna car, cam așa ar trebui să facă și guvernele noastre. Păi nu vom închide prea bine, chiar dacă PIB-ul României la rectificarea asta acum din septembrie a crescut de la un prognozat 815 miliarde la 837 de miliarde, sigur comparativ cu 2016 față de 758 de miliarde, iată că vorbim de o creștere de 80 de miliarde, 79 de miliarde de lei, da, e lăudabil. Numai că, vedeți, degeaba crește PIB-ul României dacă România se confruntă cu deficite, cu deficitul de cont curent, ca diferență între cheltuielile angajate de stat, în special pe zona socială, și veniturile colectate la buget, dar vorbim și de deficitul de cont curent, care anul ăsta va consemna un record istoric de 12,5 miliarde de euro. Toată această creștere economică de care vorbim noi, de 5,7, de 5,8%, e o creștere care nu este neapărat sănătoasă, pentru că preponderent e pe consum. Acest consum se duce în primul rând pe importuri. Pentru că, din păcate, economia românească, industria românească nu poate să satisfacă nevoile din ce în ce mai mari ale unei populații care are mai mulți bani. Și atunci, evident, depreciază acest indicator iar al balanței comerciale. Vedeți, în ultimii 3-4 ani de zile, noi constant stăteam pe un deficit comercial de 9 miliarde de euro, un 63 de miliarde de euro pe importuri versus 54 de miliarde euro pe export. Iată, anul ăsta vom avea 72 de miliarde de euro importuri versus 63,5 miliarde exporturi. Deci un deficit pe balanța comercială de 12,5 miliarde de euro.